Antrenorul Rapidului nu și-a stăpânit lacrimile când a văzut cât suferă soția fostului mare portar. Este o lovitură. Nu mai trebuie să ținem cont de apartenență. Să spunem că unul este stelist, unul rapidist, unul dinamovist. Este un om din fotbal, un mare om. Mi-a fost coleg. Am avut și controverse, să spun așa. E tragic, am văzut și. Poate par eu mai puternic, unii mă consideră arogant, dar am o parte sensibilă și chiar îi spuneam și soției asta. Mă uitam cu ea la diferite emisiuni și în momentul în care vedeam cum anumiți oameni se revăd după nu știu cât timp, începeam să plâng, e dureros. Iar în momentul în care am văzut interviul cu soția dânsului am început să plâng. Era un om care a făcut cinste. Eu am fost în Turcia 4 ani și foarte multă lume mă întreba despre dânsul. Foarte multă lume. Dumnezeu să-l odihnească, ce să mai cuvintele sunt de prisos. Din inimă transmit condoleanțe familiei. Să fie puternici în aceste momente. Astea sunt dramele, nu că faci un egal acasă, că pierzi un meci în deplasare. Fotbalul te consumă, ieri a fost prima oară când am simțit și eu așa, o stare de rău în timpul meciului. Bine, am dus-o pe picioare. Mă gândeam și mă uitam să văd unde e ambulanța, la câți metri e, chiar îi spuneam lui Ionuț Voicu, delegatul echipei, că mergem repede la ambulanță, dacă e ceva. Sunt un tip care pun la suflet. Mă consum și probabil și ceea ce s-a întâmplat cu domnul Ducadam ți se întipărește în minte și subconștientul lucrează. Parcă aveam pulsul mai mare, parcă simțeam o neliniște. M-am gândit toată noaptea, pentru ce atâta ură, atâta rivalitate. Dar ăștia sunt oamenii, asta e țara în care trăim. Voi încerca, pe cât posibil, să nu mai răspund așa, cu toate că ăsta sunt. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.